România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cea de astăzi este cu adevărat dureroasă. Vă invit, stimați prieteni, să povestim în spațiul public despre cum suntem noi și gradul nostru de civilizație. Genul acela de subiect de care ne plângem și căruia nu-i găsim vreodată vreo rezolvare. WC-urile publice, toaletele publice din România, dacă tot sunteți astăzi plecați peste tot. Subiectul ăsta înglobează mizerie, nepăsare, jenă și, în general, e ultimul pe lista discuțiilor din țara asta, pentru că nu-i frumos, mamă, să vorbești despre asta. Dar eu cred că nu este nimic mai dureros decât să vezi o țară fără WC-uri publice, iar alea care există sunt focare de infecție în foarte multe cazuri. Și de ce astăzi, veți spune, când e sărbătoare și aproape sărbătoare? Pentru că astăzi enorm de mulți români sunt pe drumuri, sunt în coloane, văd România cum nu o văd în fiecare zi și pentru că în vacanțe, mai mult ca niciodată, folosim lucruri în comun și în condiție și în condiții de pandemie, vă atrag atenția. Astăzi se vede cel mai bine că pe autostrăzile din România sunt multe locuri în care nu sunt toalete publice deloc și că alea care sunt murdare vechi, precum cele din drumul spre mare, că unele sunt de-a dreptul insalubre, jegoase, că nu pot să intri în ele. Cei mai mulți dintre noi iau cu asalt benzinăriile, dar acolo angajații nu pot face față. Ba, în unele, cu cât este coloana mai mare, se pune și semnul de defect. La magazine și în restaurante nu poți să te mai repezi astăzi, pentru că îți trebuie și certificat verde. Și ce diferență față de alte țări, Grecia, Bulgaria, ca să luăm pe unii cu care ne putem compara, au toalete publice impecabile pe marginea marilor drumuri. Astăvară m-am întors din Bulgaria pe la Calafat. Pe malul bulgăresc erau WC-uri pe kilometri buni. Odată intrat în România, nu mai aveai unde să mergi, dar trebuia să merg. Așa că am trecut granița fără mașină în România și am intrat în sediul poliției de frontieră, că, na, unde să mă duc? Nu am găsit ce căutam, dar ceva mai încolo era un container care deserva toată vama. Erau cozi și de-o parte și de alta, da? Era un container pentru ambele sexe, asta încerc să vă spun, un singur container. Era o mizerie că nici măcar un bărbat nu putea să folosească locul ăla, dar aminte o femeie. Un polițist de frontieră mi-a explicat după aceea, domnule, noi nu avem problemă că noi avem în sediul poliției de frontieră tot ce ne trebuie. Și zic, dar noi ăștia la alți câteva mii de oameni care suntem aici la control, unde mergem? Știți, azi e sâmbătă, nu e femeie de serviciu la noi. Ok, e și ăsta un răspuns. Țineți minte când Vlad Petreanu i-a trimis o scrisoare deschisă directorului aeroportului Otopeni din cauza jegului care era acolo? Și nici astăzi nu e cu mult mai bine. Porțile de intrare în România te întâmpină fetid și e de ajuns să ajungi pe orice aeroport din vest ca să vezi diferența. Bucureștiul mai are doar un mic contract de toalete publice, vreo 120. Dar în România nu sunt norme ale Direcției de Sănătate Publică, unele care să spună de câte toalete publice e nevoie într-un oraș, pentru că vă dați seama, am dat faliment. Mari orașe din România trec prin aceeași situație, iar micile orașe din România sunt dramă. Mai știți cum e vara la mare? La noi e bine să te prindă doar acasă. Sigur că peste ani, micile întâmplări se transformă uneori în râs. Îl știți cu toții pe prietenul care a alergat la tufiș sau s-a rugat la o firmă, la un magazin undeva, la o instituție publică, la un polițist să-l primească și pe el, să meargă acolo, că oameni suntem. Dar pe loc nu e român să nu fi trăit drama de a nu găsi o toaletă sau să intre în una pestilențială. De ce? Vă întreb eu. Eu cred că toate astea ar putea să fie un bun proiect de țară pentru anul viitor. Hai, domnule, să facem toalete publice în România, curate și frumoase. 0372069599. De ce nu are România toalete publice? Și de ce cele existente sunt murdare și vechi? Cum arată România față de alte țări din acest punct de vedere? Dar există și exemple bune? Să-mi spuneți asta. Și da, ce spun toate astea despre noi? România în direct e la 0372069599.
Suntem și pe Facebook la Europa FM și posibil că suntem pe toate drumurile naționale și noile autostrăzi, fără tot ce le trebuie. România în direct începe cu Marian. Salutare, Marian, de unde ne suni? Bună ziua, din Pitești. Legat de toalete, știți, toaleta din centru Piteștiului, care a costat 400.000 de euro, dar acum e foarte utilă. Și mai sunt două la pasaje, care sunt folosite de foarte mult timp și nu s-a investit în ele nimic. Dar aia de 400... Aia de 400 de mii e în regulă, e funcționabilă, e curată? Da, 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 e toaletă subterană, adică subterană cu totul pe senzor, cu, adică nu poți să faci ceva în centru orașului de rezidență ieftin. Am înțeles. N-ar fi normal, nu? E curat? Și a fost săpături, adică da, da. Uite, domne, deci exemplu mai bun. Sunt două la pasaje unde sunt deținute de nu știu cine, care când intri dă 20 de centimetri de hârtie și atunci te întreabă care, ca nu cumva să-ți o dea și tu să n-ai nevoie de ea. Da. Și robineți rupți. Dar legat de toaleta după autostradă, am fost acolo într-o zi, eram în trecerea un băiat și am vrut să-i dau 2-3 lei. La cât de impresionat am fost de curățenie, am să-i dau 2-3 lei și el mi-a zis, nu, că nu-i cuplat. Deci, mă, ia tu să bei o cafea, că la câtă curățenie țineți aici, chiar meriți. Dar unde era? Unde era asta? Că zici pe foc. Când pe autostradă, pe care autostradă zici că erai? Aceea, dintre Turda și Alba Iulia. Da, Turda și Sebeș. Care există, da, face. Între... Unde s-a făcut acel reportaj. Există. Și doamna aceea chiar freca pereții. Așa, la doamna Rodica, e celebră. Dar dumneata îți dai seama ce înseamnă că avem un român celebru pentru că a făcut curat la toaletă? Cum sunt celelalte? Un lucru normal. Dom'le, e celebru pentru că a făcut un lucru normal, că are grijă de toaletă, înțelegeți? Au dat-o la televizor și au zis, iată toaleta curată din România. Da, astea sunt ultimele investiții care și-ar mai bate cineva capul cu ele. Serios, chiar da. Serios. Dacă nu faci un spital sau nu renovezi un spital, chiar îți mai stă capul, nu mai faci o toaletă. Serios, dar e mult mai ușor să faci o toaletă decât un spital, adică s-ar putea să începi bine. Mulțumesc, Marian! Spor la treabă acolo unde ești, l-am prins pe om la muncă. Părea că e într-un magazin, nu? Într-un magazin de ăsta, cu coșuri, cu chestiuni de astea. Mai magazinele astea pentru mulți români sunt salvarea, tot ceea ce înseamnă. Unde să te duci? Te duci la băieții ăștia, că au magazine și au oameni. Scrie acolo pe perete, sunt niște oameni obligați să facă curat și scriu cu pixul. Radu, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin, sper că mă auzi bine, că sunt pe drum. Așa. Urmează scrie speaker. Unde ești? Sunt Radu, deloc. În camion, pe drum. Asta am înțeles, dar unde ești ca loc? Pe ce drum ești? Acum sunt în România, sunt undeva în zona Pride-ului, merg spre Târgu Mureș. Mm-hmm. Sunt șofer de fir, șofer de cursă lungă, pe tur-retur, specific asta pentru că asta implică atât vestul cât și România, adică o știm și cu vatii specialalt. Nu știu de ce nu se fac toalete în România, dar cu siguranță e o problemă foarte mare și pentru noi camionarii. Pentru că trăindu-ne viața în cabină câte o săptămână, chiar două, pentru noi parcările sunt casa noastră. Ori în România, noroc că mai avem păduri. Cât de rău e? Nu e rău. De ce nu e rău? Și spun. Nu e rău pentru că majoritatea timpului suntem afară, în vest, unde... Na. Și eu mai vreau să spun un lucru important din punctul nostru de vedere, nu doar toaleta, ci parcarea în sine. Pentru că noi avem și un program de odihnă de respectat. Și noi întotdeauna stăm într-o parcare cu cameră video luminată, în liniște, sau pe marginea drumului, în pădurea Bogății, să zic. Mm-hmm. Unde toată noaptea frate prelata și mai este și riscul să fie furat următorin. Dar, Radu, spune-mi un lucru. Tu ai unde să faci un duș când ești în România, pe drum, să-ți schimbi hainele, să... Adică, da, sunt câteva locuri, da, noi le știm. Mm-hmm. Dar sunt foarte, foarte puține, că aici voiam să zic. Uite, vreau să vă dau un exemplu meu preferat din punctul ăsta de vedere. Nu vorbim de Olanda, de Germania, că e asta acolo departe. Eu vreau să vorbim despre Polonia, de exemplu. Care are niște parcări uriașe pentru toată lumea, dar în special pentru camioane, unde dușurile sunt curate și gratuite. Este acolo un nene care tot așa are grijă, este cineva, este o persoană. Mm-hmm.
La fel, Germania în vest, între 1 euro și 3 euro poți face un duș. Și acum, apropo de parcările din România, noi am vrea să plătim, doar să le facă. Dar care-i dumneavoastră? Eu știu să știi cum o gândești. Ai făcut o toaletă pe marginea autostrăzii, da? Nu știu, acum pe bucățile astea care s-au făcut în România. Ai făcut toaletă frumos. Omul simțește locul să rămână doamnă pe doamna de la Aiud, o iubim toți și o știm toți. Ios. Încercăm toți să ajungem acolo când avem drum, că acolo știm că ne-a stat pe toaletă curată. Da, ce pentru că am putut să plătim. Adică eu cred că n-aș fi o problemă să fie cuplată toaleta aia. Dom'le, dar care e? De ce crezi tu din experiența ta de viață că la neamț se poate, la neamț, în Germania și la noi nu? Îți spun. Păi acum o să dau exemplu Austriei, unde tot așa cei care umblă mult știu Asfinagul. Asfinagul e instituție, nu ca la noi, știi, sunt 20 de instituții care răspunde drumuri. Așa. Asfinagul răspunde pe tot ce înseamnă drum. Nu știu cu ce s-ar putea potrivi în România. Dar Asfinagul deține toaletele, da, de pe autostrăzi, ca să scrie mare, poate o să vă aduceți la mine, o să vedeți Asfinag, dar tot ei deși amendează. Și te amendează. Deci dacă nu faci treabă... Acolo, noi, deci, în Germania, dacă încerci să dai spadă, te-o legat. Adică nici măcar nu se trece prin cap așa ceva. Da. Ori eu mă gândesc cum e și acest Asfinag. Dar eu mă duc la Asfinag, dacă vreau să fac un duș, am o chestie unde bag un euro, mă costă. Și am 10 minute, stau niștit să fac un duș. Dar tot Asfinagul mă oprește pe șosea și mă fac greutățile de la axe. Și amenzile sunt surătoare. Și atunci sau trebuie să fie în regulă. Și o plătești pe loc. Și plătești, știi? Și banii aia, mă gândesc, că intră tot la Asfinag. Și atunci Asfinagul are bănuți de un săpun, de un mirositor, știi, de o chestie care se miroase plăcut în toaletă. Are bani să dea wifi gratis, apropo. Are bani să aibă camere, pentru că, încă o dată, din cauza problemelor care sunt acum în Europa cu emigranții, noi suntem tot timpul în pericol. Să ni se taie prelata, să ni se fure din masă, să se fure motorină, poate mai trezești cu vreo 2-3 emigranți. Dar sunt acolo prin spate ascunși. Da. Și atunci vine revestul. Vine Amsterdam la București și în momentul în care a intrat în România, ce să te gândești? Unde o să mă opresc? Exact. Unde o să... Noi cam știm. Și încă o secundă mai dăm voie să spun ceva legat de asta. Noi ăștia cu camioanele, vi se mai întâmplă să vă plițuim. A unii mai supărați dintre noi, mai dau și cu goarnele. Care vrea să înțeleagă toată lumea că noi avem un program pe care de mult mai trebuie să respectăm, pentru că tahograful înregistrează. Dacă tu depășești timpul ăla, ești amendat. Ori dacă tot ai pus în cap că vrei să ajungi la filiaș, unde toți șoferii știu că este o parcare unde poți face un duș, și tu ești tot timpul reținut, ba de unul care face self-uri prin mașină, ba de... Tu nu mai ajungi acolo. Și în clipa în care tahograful zice stop, tu trebuie să te oprești. Ca să mai poți sona pe capul drumului. Îți mulțumesc tare mult și vreau să mai zic ceva, Radu. Că noi, societatea de astăzi, fie că suntem români, fie că suntem europeni, are de ce să vă mulțumească că roțile voastre care se învârtesc ne țin pe toți în viață și că depindem tare mult de voi în săptămânile astea când duceți bunuri de colo, colo, colo și încercați să rezolvați criza asta de transport care e peste tot. Vă mulțumesc și sper ca România la un moment dat să vă răsplătească cu lucruri bune. O secundă, Nicu, că imediat ajung la tine. Scrie cineva pe Facebook în felul următor. Dar ce v-ați găsit în zi de sărbătoare să vorbiți despre asta? Dar dumneavoastră când e sărbătoare băgați gunoiul sub preș? Dacă vreți, punem două steaguri tricolore aici, zicem că e cea mai fantastică zi pentru România și nu mai discutăm niciodată problemele care ne înconjoară. Dar ăsta e un obicei al nostru care ține de mulți ani de zile. Tot poavazăm, tot punem lucruri de-astea, steaguri, ghirlande și dăm în gropi pe măsură ce mergem. Da, o să discutăm asta astăzi chiar dacă e sărbătoare. Sau mai ales că e și m-am uitat că sunt locuri în care sunt adunați mii de oameni și aș pune mâna în foc că nu prea au unde să meargă miile alea de oameni care sunt la diverse manifestări religioase astăzi, da? Și bănuiesc că nu e organizarea atât de bună. A, ne mai zicea cineva că pe aeroport în urmă cu jumătate de oră a descoperit că e curat. Nicu, salutare, de unde ne suni? Salutare, Cătălin, sunt din Iași. Cum e, domnule? Dacă îmi dai voie, referindu-ne la toalete publice, aș vrea să spun două aspecte pe care eu le-am semnalat odată la Spitalul Parcon din Iași și odată la cea mai mare poartă de intrare a țării, respectiv în
aeroportul Henri Coandă Otopeni. Ia să auzim. Acum 3 ani de zile, înainte ca tatăl meu să se sfârșească, ultimele zile ale vieții lui, s-a simțit umilit în acel spital, spunându-mi plângând, uite Nicu, am muncit o viață ca nenorociții ăștia să nu-mi pună la dispoziție și măcar o toaletă în care să mă simt om. Subminându-mi demnitatea mea de om, care am muncit 50 de ani. A trebuit să intervin, să mă duc personal la managerul spitalului, spital aflat în administrația primăriei Iași, iar acel manager, atenție, mi-a spus în față că da, chiar eu am dat ordin ca la toaletele din spital să nu se pună hârtie igienică, pentru că oricum se fură. În fapt, vreau să vă spun că foarte multe toalete din acel spital și nu numai din acel spital nu au nici măcar suport pentru hârtie igienică. Da, domnule, e absolut întins în România. Nu există hârtie igienică la toalete. Și exact, întotdeauna auzi motivul ăsta, nu le să fură. Vin unii și fură hârtie igienică. Așa o fi, în mare măsură. Dar câtă poți să furi? Mi-a trebuit să fac demersuri la prefectul Iașului, la reprezentantul guvernului în teritoriu, ca prefectul să-i scrie primarului din Iași să pună naibii niște role de hârtie igienică acolo și niște suporți. Iar legat de aeroportul Henri Coandă, întâmplător vineri dimineață, când eu am avut o cursă zi dimineață din Iași către București și am avut timp, pentru că cineva trebuia să mă ia pe la ora 8, am avut timp vreo 2 ore să mă plimb din nou în acea mizerie, în acel focar, ca să zic așa, și ascultătorii Europa FM vor putea să vadă cu siguranță la terminalul plecări, să se uită un pic pe pereți în sus, faptul și să vadă mizeria de pe pereți, faptul că acel var nu mai este de mult alb, să se uite să vadă cum arată acele niște aparate care mișcă aerul în zona superioară, la nivelul superior, să vadă ce mizerie există îmbâxită acolo și să nu uit. Poate ne spune actualul director Dorobanciu sau fostul director Peșteșan sau celălalt, care niciunul nu mi-a răspuns la repetatele mele intervenții, mail-uri trimise către dumnealor, cum se face că ei rabdă această mizerie și cum se face că toaletele de la nivelul, sunt câteva toalete în aeroport, toalete pentru persoane cu handicap, la care persoanele cu handicap sunt invitate să urce pe scări, neexistând rampe speciale amenajate. Tu cum îți explici această incapacitate de a face curat în zonele astea? Cum îmi explic? Îmi explic așa, Cătălin, că toate ministerele astea sunt îmbuibate de tot felul de tântici și neni în care au fost acolo angajați pe tile. Și lor nu le place, stai Nicu, lor nu le place curățenia? Crezi că acasă la ei nu e curat? Nu, nici nu mă interesează dacă este curat sau nu la ei acasă. Ei sunt acolo puși și plătiți ca să facă o treabă. Hai să spun eu de ce se întâmplă așa. Pentru că în momentul în care ieșim de pe ușa caselor noastre, și cu funcție și fără funcție, responsabilitatea de curățenie încetează pentru foarte mulți. Și pentru directorul ăla, nu e la el acasă. E așa, e un loc nedefinit, aia nu e casa lui. Instituția în care lucrează sau pe care o conduce, doar o conduce, dar nu simte ca acasă. Aia e chestiunea asta. Eu doar îmi permit să, ca să nu rețin prea mult în emisiune, doar îmi permit să întreb atât. Vorbind acum despre aeroportul Henri Coandă Otopeni. În acel aeroport, din acel aeroport pleacă mii de funcționari ai statului român, sute și mii de parlamentari, directori, directorași, miniștri și așa mai departe. Oare niciunul din cei amintiți nu văd în ce stare de mizerie se află acel aeroport, de exemplu? Ba da, văd.
Dar, după cum spuneam, nu e, domnule, treaba lor și pentru 10 minute petrecute acolo te descurci. Însă, în momentul în care ai ieșit din România, parcă respiri alt aer. Mă, cum o fi făcut grecii ăia, că-s comparabil cu noi? De la ei este mereu curat pe marginea drumului și sunt zeci și zeci de toalete. Cum or fi reușit? Da. Lia, salutare, bine ai venit la România în direct. De unde ne suni? Salutare, din București vă sun. Reîntoarsă după 10 jumate în trăit în Suedia, m-am întors de câteva luni în România și stau la părinți în București. Da, recunosc că două subiecte care pe mine mă blochează, mai ales trăind afară și am și călătorit cu mașina personală foarte mult prin Europa, la întoarcerea asta în România. Toaletele și gunoiul de peste tot. Nu le pot înțelege. Deci pot, am scuze sau ai, înțeleg trafic istericale, modul românesc, balcanic, dar gunoiul și toaletele nu le pot înțelege. Sunt ani de zile în care am scris și pe Facebook și vorbeam cu prieteni exact despre toaletele românești și nu doar de pe șosele, ci și de la, nu știu, o crâșmă, o bar, un ceva, unde erau, mă duc la doamne, da? Doamne aranjate pe tocuri care se suie cu picioarele pe toaletă. Deci se discută foarte mult de infrastructură, dar mai puțin de civilizația noastră. Da. Ce crezi că se întâmplă? Deci eu despre asta aș vrea mai mult să vorbesc. Vorbești foarte bine, pentru că mizeria este rezultatul activității noastre în comun. Adică mulți dintre noi nu respectă pe ceilalți. Eu am fost în foarte, foarte multe benzinării, asta zic, am făcut road trip-uri multe din Suedia în România și am intrat în enorm de multe toalete, mai ales la benzinării. În Germania, în Austria, se plătește. Să avem și chestia asta, pentru că am fost și din alea publice, de pe marginea drumului în Germania, unde nu mai era așa sclipitoare curățenia, care erau gratuite toaletele. Asta e una din chestii. Plătești, da, te aștept să. Dar în România chiar am felicitat mulți angajați de pe la benzinării, le-am spus, domnule, în ciuda tot reușit să țineți curat. Foarte multe am văzut. Mi-a rămas una din râmnii cu Vâlcea, eram pe undeva, într-un cu niște coclauri, din astea niște doamne foarte drăguțe, era mingeai pe jos. Deci foarte frumos. Se poate și oamenii fac, dar cât exact vorbeați de autostrada spre Constanța. Când te oprești și sunt 100 de oameni care când să le facă? La benzinării unde și sandwich-ul și cafeaua și benzina, da, și taxa de drum și să-ți facă și cura la toaletă. Încă cât o secundă. Noi? O secundă te întrerup, așa o recomandare din partea mea, adică eu consider că așa e frumos, când mergeți în benzinăriile astea, să folosiți locurile astea și cumpărați ceva ca să plătiți serviciul ăsta. Adică așa mi se pare respectos față de oamenii ăștia care oferă un serviciu gratuit. Eu aș plăti, recunosc, aș plăti un leu, nu știu, cât ar fi, îți dă bon, ca în Germania, unde îți dă un bonuleț și după aia, la următoarea benzinării, adun mai multe sau adună câțiva firfirei și ți iau apă. De exemplu, nu aș avea nicio problemă cu asta. De ce crezi tu, Lia, că noi suntem diferiți față de suedezii lângă care trăiești acum? Da, strict la chestia asta. Nu știu de unde, recunosc. Cea mai pentru mine a fost așa, mergeam într-un bar de rockeri în Stockholm. O nebunie, bețivăneală, karaoke, toate, exact. La două noaptea, toaletele erau curate. Nu era nicio doamnă cu mop din ăla bliciorin printre picioarele tale. Deci se păstra curățenia. Da? Deci eu nu am văzut, recunosc, în 10 ani jumătate, am făcut și facultate la Stockholm Universitet, unde eram mii de studenți, nu am văzut persoana aia cu mopul, aia pe care o văd eu când vin pe România, pe otopeni. O văd așa, cu mopul ăla îmbibat de o chestie scârboasă care miroase a clor combinat cu jeg. Nu i-am văzut, nu știu cine face curățenie în Suedia la toalete, pe cuvântul meu de onoare. Poate păstrează, uite, un domn Sergiu Sumedrea scrie pe Facebook, dacă un om merge într-o toaletă deja murdară, el nu va face nimic mai mult decât să contribuie și mai mult în a lăsa mizerie. Dacă intri într-un loc curat de la bun început... Nu neapărat. Uite, am fost într-o, cred că era la mall pe undeva, nu știu, într-un mall. Era curat, am văzut-o pe doamna aceea care făcuse curat, exact se strângea, deci trebuia să făcuse curat. Am intrat după o doamnă
Păi nu mi-a venit să... Veneam să ies cu pantaloni, îmi vine să... După ea, cu coană. Cum se... La tine acasă lași 5 picături de urină pe colac? Da, nu. Posibil. De ce le-ai lăsat la mol? Pentru că nu la mai e spațiul ei acasă. Lia, îți mulțumesc tare mult. Dom'le, ăștia suntem. Sau unii dintre noi. E un nivel de civilizație. Să știți că lucrurile se leagă între ele. Când vorbesc cu oamenii aia de analfabetism funcțional în România, dom'le, are legătură cu chestiunea asta. Pentru că percepțiile sunt diferite. Și acel... Nu e treaba mea, dom'le. Treaba noastră, chipurile ar înceta în momentul în care pășim pragul casei. Nu vă surprinde că de atâtea ori în România, în sărbătoare, la noi în casă e drăguț și frumos și cum a ieșit din bloc este urât? Cătălin, salutare, Tizule. De unde ne suni? Bună, bună. Te-ai jucat un pic, dacă poți să vorbești, nu știu, poate nu te aud eu bine. Te întrebam de unde ne suni, adică pe unde ești în sensul ăsta. Acum sunt între Eindhoven și Maastricht. Bravo. Și în Olanda. Și chiar mă uitam așa, acum pe autostradă, pe A2, să știi că nu e chiar așa de curată. Se spune că și Olanda. Deci, este, într-adevăr, e curată, dar pe margine o văd. Cauciucuri rupte de la penele pe care le fac tiriștii, o grămadă de cutii aruncate de Pepsi, de cola, hârtioare, cârpe, uite, acum două sticle de laftă de Sana aruncate. Dar problema e că astea nu sunt făcute, nu sunt aruncate de către olandezi. Poate ăștia sunt 1%. Dar? Sunt făcute de noi șoferii care locuim în estul Europei, pentru că noi nu suntem educați. Nu avem educație, suntem nu toți. Mă rog, eu nu vreau să fiu prea dur, dar aș spune că suntem nesimțiți. Unii dintre noi. Nu toți. E... Nu toți. Nu toți. Asta e, nu vreau să se... Dar și... Nu. Unde mergem, spre exemplu, încărcăm și descărcăm? Sunt tirist. Încărcăm și descărcăm. Peste tot, olandezii, belgienii, nemții, au toalete. Au fost toalete amenajate pentru șoferi. Dușuri. Din cauza că ne-am bătut joc de ele, ne-am urcat cu picioarele pe colacul de la WC-ul și l-am rupt. Apropo, cei care se urcă cu colacul pe picioarele de la toaletă, puneți fraților niște hârtie pe capacul ăla de la toaletă, niște hârtie igienică și poți să stai cu fundul acolo și poți să faci în poziție normală. Nu trebuie să te urci cu picioarele. Îți trebuie o facultate pentru asta. Da. Și... ne-au închis acum și dușuri și toalete pentru că ne-am bătut joc de ele pur și simplu. Serios? Le-am rupt. Le-am am furat para aia de la duș. Dom'le, nu mă mir asta cu para de la duș. Una dintre marile lipsuri ale studenției mele a fost faptul că dușurile nu aveau pară. Vreme de an bun cât am stat în cămin, perele alea de la duș ori nu erau de la bun început, ori dispăreau pe parcurs. Niciodată. Că erau puse la stropitoare, nu-mi dau seama. Ce faci cu ea? Deci pentru mine a rămas un mister. Ce faci cu para aia de la duș după ce o iei? O duci la dușul de acasă? Să potrivește? Și încă ceva aș fi mai vrut să menționez. Nu știm, nu vrem să ne respectăm unul pe celălalt. Nu știm să ne iubim unul pe celălalt ca români. Bravo. Mă uit la olandezi ăștia, bă, băiatule, au atâta o mândrie așa și cu dragoste vorbesc unul cu altul și se ajută. Lucrez pentru o firmă olandeză. Problema e că nu vorbesc olandeză, nu vorbesc engleză. Când mă duc la firmă, păi altcumva se vorbesc. Nu știu, e o chestie de asta de apropiere între oamenii olandezi. Sunt altcumva, se privesc altcumva. Pur și simplu se iubesc între ei, bine, se iubesc așa cum se ajută. Și concluzie bună pentru emisiunea asta. Se respectă între ei,
Și de asta sunt și unde sunt ei și de asta suntem și noi unde suntem noi. Cătălin, mulțumesc tare mult și mulțumesc că faci România sau îi dai României o imagine potrivită și corectă atunci când ești în străinătate și că ceilalți te respectă pentru că ești român, pentru lucrurile bune pe care le faci. O să facem în luna decembrie, la Deșteptarea României, o să vorbim despre modul în care suntem noi. Țineți minte și apropo de chestiunea asta, de ce nu ne iubim și de ce nu ne prețuim unii pe alții, o să vorbim la Deșteptarea României cu Daniel David, cu Paul Olteanu, cu Cristian Tudor Popescu. Și o să vorbim și despre genul ăsta de mesaje în care domnul Trandafir pe... așa-l cheamă, domnul Trandafir Constantin pe Facebook spune: domnule, dar cum să faci subiect de ăsta în zi de sărbătoare? Pentru că știți, în general, România când e în sărbătoare e bună, adică aia e extraordinar în România, azi e sărbătoare și ne mândrim. Dar astăzi n-ați făcut curat în casă, domnul Trandafir, că e sărbătoare, nu? Vă știți pe asta că de sărbătoare nu se face nimic. Se stă, nu? Se stă, nu? Ei, sărbătoare, azi numai lucruri bune, nu vorbim. E urât. E urât să vorbim despre asta. E urât să vorbim despre noi? E urât să ne vopsim gardurile? Să ne ștergem lucrurile de pe drum? Da? Așa o fim? Luminița, salutare! Salutare! De unde ne suni? Vă sun dintr-o localitate de pe lângă Oradea. Nu vreau să încerc o parte negativă în legătură cu stadiunea Băieți, nu știu dacă ați fost... N-am mai fost de ani de zile. Așa. Eu am avut acolo închiriat un spațiu comercial și aveam, din păcate, persoane mai în vârstă sau cu copii mici care apelau la mine ca să le dau voie la toaletă, că era... Nu există altă toaletă în zona. Se gândeau să se ducă unde le este mai îndemână și am lăsat 1, 2, 3 persoane, dar ce am găsit în urma lor, din păcate le-am spus ulterior că nu este o toaletă publică la care pot apela cea în fără limită. Singura toaletă publică care era și încă există în Băile Felix este dezastruoasă. Este de fapt o toaletă ecologică. Într-o vreme nici nu avea obieții apă, era tras un furtun la un vechi zvor printr-un parc care era chiar trist să vezi așa într-o stațiune. Așa toaletă nici nu se află în apropierea unei biserici. Știi ce, te rog, Luminița, schimbă un pic poziția telefonului, că e ceva în legătura noastră care nu sună tocmai bine. Nici povestea nu sună tocmai bine, dar măcar legătura să fie bună. Da, nu-i problemă, știu, se întâmplă, nu e vina ta. Astea sunt uneori condițiile tehnice. Hai să vedem dacă ne auzim mai bine acum. Așa. Ziceam de o singură toaletă ecologică care există în Băile Felix, este pusă vis-a-vis de o piață. Din ce observam eu când treceam pe acolo, mulți nu o foloseau pentru că era groază înăuntru din cauza mizeriei. La apropierea acestei toalete se află o biserică, deci dacă spui ești în biserică și te rogi, vorba vine și arunci un Instagram, n-ai vrea să vezi așa ceva. Da. Recent s-a construit o toaletă, dar pentru asta s-a stricat un parc, un mic parc, și s-a făcut în lateralul unui restaurant. Îți mulțumesc mult. Am încercat să înțeleg, dar din păcate nu se aude cel mai bine. Dar să știți că povestea asta cu toaletele care au dispărut, în București sunt două, nu? Pe care le-am numărat eu, care sunt pe locul unor foste toalete publice. Da. Nu prea, sau le-am distrus la un moment dat. Asta e, de fapt, ideea de bază. George, salutare! Ești la România în direct. Alo! Salutare! Salutare! Bun salut! Haideți că am auzit subiectul de astăzi și vă pot spune că sunt furnizor pentru așa ceva de mai bine de 15 ani. Pentru adică și ce? Profesională. Ok, diverse obiecte de genul ăsta. Așa, da. Dar am furnizat și furnizăm inclusiv în instituții publice, în zone de trafic mare de persoane, în școli și grădinițe.
De așa ceva, de materiale de genul ăsta. Și la ce concluzie ai ajuns? Imaginea toaletelor din aceste instituții este dată de imaginea așa cum ne vedem noi ca cetățeni. Adică ne bătem joc inclusiv de minimul de igienă și curățenie. Adică sunt puși pe distrus. Am întâlnit situația asta și în instituții de stat, dar și la unități private, inclusiv în restaurante private. În restaurante mă gândesc că vine multă lume, dar într-o instituție publică, aici mă surprindeți, acolo lucrează niște oameni cu carte. Vă dau cazuri concrete. Deci la care am asistat personal, în restaurant din centrul Bucureștiului, se fura hârtie igienică. De către personal sau de către clienți? Domnule? Nu, de către clienți. Nu de către cred. Clienți. Nu cred. Vreau să venea, domnule, adică clientul și pleca cu sulul în geam. Exact. Exact. Deci l-au prins că scotea hârtie igienică din dozator. Și a zis, domnule, ne-au disperat cu furtul. Am instalat sisteme de parfumare performante într-o toaletă unde este trafic mare de personal, într-o instituție publică. Un sfert de oră a lipsit de la a se supraveghea zona respectivă, au smuls din perete sistemul de odorizare. Contribuabilul în sensul ăsta, adică oamenii care aveau treabă acolo, bănuiesc că nu angajați. Nu, cei care aveau nevoie de toaleta respectivă. Da. Iar la instituțiile publice, de exemplu, grădinițe, școli, că și acolo furnizăm materiale de igienă și curățenie, personalul, cel care se ocupă de achizițiile publice, nu are habar absolut deloc ce trebuie să conțină un caiet de sarcini pentru așa ceva. Uitați-vă la nivelul de toalete publice din școli. Ala este imaginea care o întâlnim mai târziu în societate. Copiii nu știu să respecte o toaletă publică, nu știu să o folosească cum trebuie. Dar nici educatorii nu îi învață. E rușine, maică. Ni s-a spus pe Facebook. E rușine. Da. Asta e un subiect de rușine. E rușine, că asta e imaginea societății tale. Uite-te, du-te în Istanbul. Toaletele alea sunt farmacii. Da. Efectiv sunt farmacii. Intri de drag acolo. Da. Știu. Miroase a farmacie. Mai avem toaletă publică. Au fost în toalete publice din Istanbul până în Nordul Americii. În România e jale. Deci n-am întâlnit toalete mai nasoale ca în România. Cele mai multe dintre ele. Sunt locuri în cele mai multe dintre ele. George, exact. Îți mulțumesc tare mult. Spor la treabă. De tine chiar avem nevoie. Emisiunea de astăzi se încheie aici. Eu, unul, nu cred că odată de sărbători nu trebuie să spunem lucruri adevărate despre noi. Sensibilitățile astea ne-au marcat 30 de ani, ne-au marcat 80 de ani, de zeci de ani încoace spunem lucruri frumoase despre noi în diverse zile. În restul zilelor spunem și lucruri foarte urâte despre noi. Totul e să ne căutăm echilibrul. Eu sper ca emisiunea de astăzi, cu milioane de români aflați pe șoselele țării, în căutarea unui loc curat, așa cum spunea șoferul de camion Radu, pe care îl înveți, știi că acolo e curat, să fie ajutat la un plus de civilizație. Sper ca astăzi toată lumea care ne-a ascultat în mașini să găsească condiții mai curate și mai ales să învățăm să ne respectăm unii pe alții. Ăsta e un foarte bun proiect de țară într-o zi de asta. A băga gunoiul sub preș nu e nicio realizare. Putem să o facem în orice zi. Dar astăzi putem să spunem, ia uite, domnule, stai un pic, că las și eu curat în urma mea, că responsabilitatea noastră e și dincolo de pragul ușii sau al proprietății noastre. Mâine e ziua națională. O vom sărbători frumos, așa cum se cuvine, dar cu o altă întrebare grea. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.